Vă salut! Astăzi voi face un tutorial video. O să vă spun cam ce este FPS-ul și de unde vine acest FPS, ce face el. Mulți m-ați întrebat ce înseamnă FPS-ul, l-ați auzit toți despre FPS-uri în jocuri și așa mai departe, să aveți cât mai mult FPS în jocuri, că atunci știți că este bine. Haideți să o iau cu începutul. FPS este un acronim și vine de la Frame Per Seconds, asta în limba engleză, și tradus în limba română ar fi cadre pe secundă. Aceste cadre, ce înseamnă un cadru, este o imagine. O imagine pe secundă. Asta înseamnă FPS-ul. Trebuie să luăm în considerare mai mulți factori pentru aceste cadre pe secundă și acest factor, cele mai importante factori ar fi placa video, monitorul și, bineînțeles, ochii noștri, creierul nostru, cu câte cadre pe secundă percepe ochiul nostru. Ok, o luăm cu prima, placa video. Trebuie să avem o placă video pentru gaming, pentru jocuri, pentru a funcționa, pentru a reda un joc de generație nouă. Nu are sens să vă cumpărați sau dacă dețineți o placă video de generație veche, să forțați în anumite jocuri, în jocuri de generație mai nouă. Da, știu, toți vreți să vă jucați, toți copiii vreți să vă jucați ultimele jocuri apărute, dar nu aveți componentele hardware, nu aveți calculator pentru așa ceva, pentru acele jocuri. Întotdeauna când intrați și vreți să vă jucați un joc, intrați frumos pe Google și haideți că vă arăt și acel site, este foarte important pentru voi să vă să urmăriți. Haideți că mă iau după jocul meu, uitați, eu joc acum ultimul care este instalat, Doom Eternal, și scriu aici Doom Eternal. Așa. Cred că am scris bine, dacă nu dăm aici. Și scriu după joc System Request, adică cerințele calculatorului nostru. Și aici avem întotdeauna, eu aleg întotdeauna game de debate.com și aici mă uitam eu întotdeauna la cerințele jocurilor. Și fiți atenți aici, cel mai minim, deci minim. Deci trebuie să aveți un i5 generația a doua. Uitați, ăsta e cu cap, adică să și să faceți overclock și o placă video GTX 1050 cu minim 4 GB de RAM. Deci ar fi pentru placa video și pentru sistem ar trebui să aveți 8 GB de RAM minim. Iarăși să aveți DirectX 11, dar eu aici nu vă... O să vă meargă, dar la setările cele mai joase ale jocului. Iarăși recomandat, asta vă recomand și eu. Deci trebuie să aveți aici un i7-6700K. Eu am un i5-6600 și merge fără probleme. Și am un GTX 1060, ceea ce este foarte bine. Ori de la AMD trebuie să aveți un RX 480 cu 8 GB de RAM. Iar sistemul trebuie să aibă 8 GB de RAM, eu am 16 GB de RAM, deci nu fac probleme, merge jocul foarte, foarte bine. Deci voi întotdeauna trebuie să vedeți cerințele acestui joc, ce aveți nevoie, ce sistem de operare aveți nevoie și de ce componente aveți nevoie voi ca să vă funcționeze jocul. Aici iarăși puteți să verificați și
CPU, puteți să scrieți, de exemplu, Intel. Deci am Intel și am i5 6600. Acum trebuie să căutați voi familia 6600. Unde este 2800? Dual core. Nu, adică trebuie să scrieți procesorul i5. Am scris invers. Deci i5 și aici o să-mi dea mie să caut i5 6600. 6600, ok, acesta este, l-am băgat aici, este GTX, voi trebuie să știți exact ce procesor aveți și ce placă grafică aveți, deci am acest GTX cu 3 GB de RAM. Dau click pe Next. După aceea, memoria RAM am 16 GB. Voi, dacă aveți 8 GB sau puneți exact câți giga aveți voi, el o să vă facă acest test la rezoluție de Full HD 1920x1080. Și acum dăm un check să vedem dacă este compatibil, este totul verde. RAM am 9,9, 5,3 și procesorul 6,6 puncte, deci trece, pot să mă joc la high, dar chiar la high, super high și așa mai departe, pot să pun aici setările jocului. Dacă aveți sistemul de operare optimizat, driverele optimizate, să nu uitați driverele și DirectX-ul să fie de ultimă generație, ca să instalați ultimele jocuri și să vă meargă. Astea două sunt foarte importante. Deci mie o să meargă foarte bine aici, o să-mi dea și niște rezoluții. Uitați la FPS-uri, câte cadre pe secundă îmi dă la anumite rezoluții. La ultra, la high, la medium și așa mai departe, 30 de cadre și așa mai departe. Deci aici iarăși îmi dă o imagine cu o analiză, iarăși după rezoluție, pe ultra, pe high și aici iarăși putem face un test diferit sistem și așa mai departe. Iarăși aici avem cerințele acestui joc. Acesta este minimul, vă puteți uita, aveți plăcile, aveți procesorul de la Intel și de la AMD și punctajele acestora. Aveți recomandat și aveți Ultra, bineînțeles, i9 și așa mai departe, RTX 2080 Ti, ultimele. Deci ca să-ți faci un calculator din asemenea componente, îți trebuie 10.000 de lei minim. Ok, deci este bine să verificați pe acest site cerințele sistemului vostru. Dacă nu vă încadrați în acest sistem, măcar la minim, nici nu instalați jocul pentru că nu are sens. Nu are sens să vi-l instalați, că îl instalați degeaba și așa mai departe. Haideți să trecem mai departe. Iarăși, bun, am început cu placa video, deci placa video trebuie, ați văzut în jocurile astea noi, trebuie să aveți o placă video performantă, care începe un GTX 1060 nou, începe, nu știu, am văzut 1000 și ceva de lei, deci asta ar fi ceva minim. Iarăși puteți să vă cumpărați cei care aveți bani GTX 1070-1080 sau aștia de generație nouă, RTX-urile 2060, 2070 sau 2080, 2080, știu că ajunge la vreo 1000 de euro,
bucata la această placă video. Acum depinde de bugetul vostru, dar măcar un GTX pe acolo 1060-1070 să vă cumpărați, să vă ruleze toate jocurile. V-am spus, eu cu 1060 GTX cu 3 GB eram dedicat pe placa video, mie funcționează perfect jocurile fără lag și așa mai departe. Iarăși contează foarte mult display-ul, ce monitor aveți voi. Iar aici contează rezoluția monitorului, timpul de acces și rata de refresh. Rezoluția măcar, bine, aici cam toți avem Full HD, toți am cumpărat cât de cât care noi ne jucăm pe calculator, avem un Full HD, că știm toții că avem nevoie de o imagine Full HD. Ce e deja sub Full HD, deja e așa și așa imaginea. Nu spun că 720 de pixeli care este HD nu este bună, dar Full HD totuși de aici începe imaginea bună. Vă spun iarăși că aceste FPS-uri depind și de monitorul vostru și de acel timp de acces. Timpul de acces la monitoarele noi poate să fie de 0 milisecunde, 1 milisecundă, 3 milisecunde, 5 milisecunde. Cam așa sunt făcute pentru gaming monitoarele, până la 5 milisecunde timpul de acces. Iarăși, rata de refresh. Rata de refresh începe de la 60 de Hz, 144 de Hz și 244 de Hz și nu știu ce mi-a apărut acum 300 de Hz. Deci este foarte important și această rată de refresh. Placa video, dacă este de generație nouă și nu știu ce joc jucați pe el, poate să redea anumite FPS-uri, anumite cadre pe secundă, adică foarte multe sute poate să redea pe un joc. Dar dacă voi aveți, de exemplu, un monitor cu 60 de 60 de Hz, adică ce înseamnă acest este rata de restart al imaginii pe secundă, cam asta ar veni, de refresh al imaginii pe secundă, nu o să vă redea mai mult de 60 de FPS-uri pe un monitor de 60 de Hz. Dacă aveți un monitor așa mai noi de la 144 de Hz, dar sunt mai scumpe, așa de la 144, știu că sunt de la vreo 200 de euro sus monitoarele astea, o să poată reda placa video vostru în jocuri 144 până la 144 de cadre pe secundă și tot așa 240 cadre pe secundă. V-am spus, iarăși depinde de placa video și ce joc jucați. Iarăși depinde foarte mult cât de rapid jucați, cât de rapid vă mișcați în acel joc și acel joc ce imagine redă, dacă este o explozie sau într-un joc shooter, cum am eu acest dom, încep să tragă tot către mine, bineînțeles că aici o să-mi scadă acele cadre pe secundă, dar nu am văzut, cel puțin nu am văzut la mine să-mi sacateze sau ceva, nu mă deranjează. Dacă începe să vă deranjeze și au laguri, înseamnă că nu aveți destule cadre pe secunde și ochii deja percepe că este o problemă și nu redă acele imagini. Iarăși, dacă aveți, de exemplu, 100 de cadre pe secundă și 300 de cadre pe secundă, să știți că ochiul nostru nu poate să percepe atâtea cadre pe secundă. Poate să redea calculatorul vostru, poate să redea monitorul vostru, dar nu o să perceapă ochiul nostru, nu o să vadă nicio diferență când aveți deja sute de cadre pe secundă. Deci să nu vă faceți griji cei care nu o să aveți aceste FPS-uri, de sute și sute de FPS-uri, pentru că nu are niciun sens să aveți așa multe FPS-uri, pentru că nu o să vedeți diferența, pur și simplu, într-un joc. Iarăși depinde de cablu, trebuie să aveți un cablu fără adaptoare de la VGA, DVI, DisplayPort și așa mai departe. Trebuie să aveți cablu
bun, un cablu de la placa video la monitor, un cablu bun, să nu fie cu adaptoare DVI, VGA și așa mai departe, cum am spus, că o să pierdeți din aceste cadre pe secundă, iarăși dacă ridicați toate acele setări la ultra high, very high și așa mai departe, iarăși o să scadă acele cadre pe secundă. Dacă aveți un monitor cu o rezoluție ultra HD, adică peste full HD, o să vă scadă iarăși rata aceste FPS-uri. Deci sunt mai mulți factori care depind la redarea acelor FPS-uri într-un joc. Vă puteți uita pe YouTube să faceți niște comparații la anumite display-uri, la anumite frecvențe și la anumite acele refresh-uri. Iarăși vă puteți uita la anumite FPS-uri, ce diferență au, plăcile video și așa mai departe. Sunt foarte multe asemenea review-uri făcute pe YouTube și puteți face și voi o diferență. Un calculator gaming iarăși începe, ca să vă spun așa, începe cam de la 3000 de lei, de cel mai jos cu ce am eu ar începe. Bine, eu l-am cumpărat din componente ce l-am făcut eu, m-a costat cu monitor cu tot în jur de 5000 de lei. Acum a mai scăzut cu ceva prețul, dar nu foarte mult, dar trebuie să aveți în jur de 3000-1000 de euro ca să vă faceți un calculator de gaming. Deci foarte important. Am văzut foarte mulți să vă cumpărați laptopuri și eu cam instalez sistemul de operare, vreți să vă jucați ultimele jocuri, cumpărați la 1500-2000 de lei, hai unele 2500 de lei, dar să știți că acele laptopuri nu sunt făcute pentru jocuri, acele sunt făcute pentru office, pentru home, pentru utilizare acasă și așa mai departe. Un laptop pentru gaming începe și acela de la 1000-2000 de euro în sus, dar părerea mea și al multora care sunt implicați în IT, că virgulă nu se compară niciodată unitate centrală făcută ca lumea de componente de calitate, făcute și fabricate de producători buni și de generație nouă cu un laptop, niciodată. Într-o unitate poți să bagi ventilatoare, poți să ții procesorul și așa mai departe, totul la o anumită temperatură, dar vedeți că la un laptop este mai greu pentru că sunt foarte subțiri și au una, două, aștia de gaming am văzut că au două ventilatoare, două coolere, heat pipe-uri, mă rog, dar după un timp, dacă vă jucați 5-6 ore cum vă jucați voi copii acasă, o să, într-un an, doi, un laptop o să-l dați gata, pentru că am văzut, vorbesc din propria experiență. Cam astea ar fi, iarăși, cam astea ar fi de spus despre aceste cadre pe secundă. Odată ce instalați un joc și vă merge, nu mai trebuie să luați în seamă, părerea mea, sau eu cel puțin nu iau în seamă aceste lucruri, odată ce joc și cum mă joc eu, nu se acadează, nu văd nicio diferență, nu mă deranjează anumit lucru în joc, atunci nu mă mai interesează dacă am 50-60 de FPS-uri sau am 300 de FPS-uri. Nu, chiar nu mă interesează. Pentru că știu că și monitorul meu, dacă ai de 60 de Hz și am 5 milisecunde rata de răspuns, nu mă pot aștepta să-mi redea o imagine, Full HD și să-mi redea nu știu ce imagine și nu știu câte FPS-uri. Și nici de la placa mea video. Și la urma urmei, cum v-am spus, ochiul este foarte important. Perceptorii, ochiul și creierul nostru nu poate percepe nu știu câte FPS-uri pe secundă. Sunt unele lucruri, am văzut un documentar unde trebuia să filmeze lumina, cum trece lumina
nu știu pe unde, și s-o filmat cu o cameră video ultra performantă de nu știu câte mii și zeci de mii de cadre pe secundă, dar acea imagine este redată cu ochiul liber, nici nu se putea observa pur și simplu, și de aceea a trebuit să se filmeze cu o cameră ultra performantă și să se dea un slow imagine cu încetinitorul ca să poată reda pe televizor ca să vedem și noi. Deci degeaba dați voi să la asemenea jocuri, nu știu câte FPS-uri, aveți ultimele jocuri, cum o ceruce pe acolo cerințe GTX 2080 și i9 procesor, pentru că o să vă scoată nu știu câte FPS-uri, mai știu eu în CSGO, sute de FPS-uri, dar degeaba o să vă scoată. Deci, placa video și monitorul contează foarte mult, și dar de acolo contează cel mai și cel mai mult cu cât percepem noi imaginile cum sunt în acel joc, ce cadre sunt în acele imagini și așa mai departe. Cam astea ar fi de spus. Bineînțeles, cei care vreți să intrați mai adânc în aceste lucruri, în aceste FPS-uri, cei care sunteți, nu știu, profesioniști, operatori video și așa mai departe, care faceți poze, atunci da, puteți intra mai în adânc să vedeți fiecare în parte ce tehnologii și folosești și așa mai departe. Display-urile, iarăși, știm că sunt N producători, N tehnologii și astea, bineînțeles, că afectează imaginea noastră. Dacă este făcut de un producător bun, Samsung, de exemplu, dau un exemplu, chiar dacă am LG, atunci și o tehnologie bună și am dat și vreo 1500-2000 de lei pe acel monitor. Noi știm că acel monitor are un display bun și așa mai departe, QLED și AMOLED și acum tot felul de display-uri ce sunt în ziua de astăzi. Bineînțeles, cum v-am spus, iarăși aveți grijă dacă conectați calculatorul la un televizor, la un smart de ăsta nou pe LED și așa mai departe, să nu vă așteptați iarăși să vă dea nu știu câte FPS-uri, pentru că acel televizor nu este făcut pentru calculator și are da foarte multe FPS-uri. Un televizor este făcut să aibă un anumit timp de acces și să redea, să are rata de refresh al imaginii pe secundă, nu știu cât are un televizor, 30 sau 60, nu știu cât are. Mă rog, deci aveți grijă, dacă aveți cât de cât un calculator decent, nu trebuie să vă faceți griji. Care nu aveți iarăși calculatoare de ultimă generație, atunci nu trebuie să aveți așteptări foarte mari de la cele FPS-uri. Iarăși, cei care vă spuneți că aveți sute de FPS-uri într-un joc, le aveți degeaba. Le aveți degeaba pentru că nu vă folosește la nimic să aveți 300-500 de cadre pe secundă, pentru că ochiul vostru oricum nu percepe acele cadre pe secundă. Gândiți-vă 500 de imagini, cam asta ar fi 500 de imagini pe secundă, nu puteți percepe, pur și simplu nu aveți cum să percepeți atâtea cadre pe secundă. Clipiți odată și este o secundă și să percepeți 500 de cadre odată pe secundă sau 300 sau așa mai departe. Nu, nu, nu are sens. Nu are sens să, mă rog, să aveți sau, nu știu, o să vă meargă, da, o să vă meargă mai fluent jocul, mai rapid, vă puteți mișca foarte repede în joc și chiar la imagini de război, de explozii și așa mai departe, de shooter, chestiile astea nu o să afecteze deloc, deloc imaginea și cadrele. Cam asta ar fi într-un joc. Iarăși, cum v-am spus, depinde la ce rezoluții al imaginii îl setați și iarăși jocul
cum să se vadă acolo la setările jocului, cum îl puneți, la, dacă de cea mai josă sau de cea mai înaltă calitate, redarea acelui joc și al imaginii și așa mai departe. Bun, cam atât despre FPS-uri, deci cam atât ar trebui să știți. FPS-urile vine din limba engleză frame per seconds, second, și sunt cadre pe secundă și câte cadre pe secundă vă dă acel joc. V-am spus, depinde de placa video, de componentele calculatorului vostru, depinde foarte mult de monitorul vostru și, nu în ultimul rând, de ochiul nostru, câte cadre pe secundă percep ochii noștri și mintea noastră. Cam atât și ne auzim la alte tutoriale. Să nu uitați să vă uitați și să vă abonați la canalul meu de YouTube. Haideți să vă arăt canalul meu. Scrieți frumos aici. Dacă nu mă găsiți, scrieți reparații calculatoare Regin. Ok. Și aici YouTube. Acesta este pagina mea cu 223 de abonați și am aici o grămadă, dați click pe videoclipuri și am aici toate clipurile, puteți învăța despre ele și așa mai departe. Am clipuri făcute despre XP, despre sisteme de operare și așa mai departe, despre plăci video, bineînțeles că nu sunt cu imagini, mai multe teorie, dar cei care vreți să învățați trebuie să ascultați o dată de două ori, pentru că și eu așa am făcut, mă uitam și ascultam și citeam de N ori ca să înțeleg ceva. Bineînțeles că mi-a plăcut și de aceea am învățat. Bun, asta aici ar fi, apăsați pe să vă abonați pe pagina mea. Ultima este făcut acum 4 zile, ce este BIOS-ul. M-ați întrebat ce este BIOS-ul. Am făcut click despre BIOS. Acum mulți m-ați întrebat ce înseamnă FPS într-un joc și așa mai departe. V-am spus în mare, dar cam ce trebuie să știți despre FPS-uri și ne auzim la alte tutoriale.